Preview. Bună să-ți fie ziua! Am depus efort să găsesc niște roșii bune ca în copilărie și o brânză moale, fresh și cremoasă. O să fac niște paste simple și cu mult gust. Încep prin a fierbe 2 litri jumate de apă, în care pun 25 de grame de sare. Tocmărunt usturoiul, eu de obicei pun mai mult pentru că iubesc usturoiul. Ciopârțez roșiile bine, vor fi baza mea pentru sosul de paste. Tai și roșiile cherry pe jumate. Adaug pastele în apă care fierbe și le las cu un minut mai puțin față de indicațiile de pe pachet. Într-o tigaie mai mare adaug 2 linguri de ulei de măsline, adaug usturoiul mărunțit, adaug roșiile și amestec bine. Pun un praf de sare, cam cu o linguriță. Adaug pastele, 3 linguri din apa în care au fiert și amestecam 1-2 minute. E timpul de plating și adaug pastele, roșiile cherry, busuiocul și brânza burată. Nu sunt convins de farfuria albă, așa că schimb cu una care mi se pare mai potrivită. Ne spui tu în comentarii care farfurie îți place mai mult. Este o rețetă simplă, care se face cam în 20 de minute și este potrivită pentru o masă savurată alături de cei dragi. Pe data viitoare!